La jurnal, fostul internațional și câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Gabi Balint, a suferit un infart. Oana Iancu ne spune acum mai multe despre cum se simte Balint la această oră. Oana. Bun găsit! Din fericire, Gabi Balint se simte bine în acest moment. Este în afara oricărui pericol, spun cadrele medicale care au și intervenit chirurgical în această dimineață. Gabi Balint a fost băgat în sala de operații, acolo unde medicii au decis că este cazul să-i monteze mai multe stenturi. Aseară, potrivit unor surse, înțeleg că i s-a făcut rău lui Gabi Balint și s-a dus pe picioare la spital pentru a face mai multe investigații, iar în urma celor investigații, medicii au decis că este nevoie să se opereze de urgență. Iată că în această dimineață, vă spuneam, el a fost și operat. Se simte bine și, potrivit unor surse, chiar imediat după intervenția chirurgicală, a și putut să vorbească cu rudele care au venit să-i fie alături la Institutul CC Iliescu din capital, acolo unde în acest moment primește în îngrijiri medicale. Rămâne de văzut și de stabilit, desigur, dacă acesta a avut probleme anterioare cu inima sau dacă, iată, această afecțiune a survenit în ultimul moment. Cu siguranță vom afla acest lucru. Rămâne de văzut dacă și reprezentanții spitalului vor face declarații cu privire la starea lui de sănătate. Noi vom reveni, desigur, cu detalii în edițiile următoare. Mulțumim foarte mult. De altfel, imaginile acestea sunt postate chiar de Gabi Balint ieri. Imagini postate pe o rețea de socializare în care le spunea celor care sunt prieteni pe rețeaua de socializare cu el că dă o tură prin oraș. De altfel, informațiile ar fi că încă de joi seară erau semne că se simte destul de rău. Domnul Dumitru Pelican, comentator sportiv, printre altele, în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Pelican! Sărut mâna, doamna Andreea, și pe mine m-a surprins această veste. Nu cred și nu știam, cel puțin nu știam, că ar fi avut probleme cardiace, dar un infarct poate să te pocnească chiar și fără să fi avut probleme cardiace. Mă bucur însă, am ascultat știrile pe care le-ați dat mai devreme, că se află în afara oricărui pericol, s-a montat un stent sau mai multe. E foarte bine că este în afara oricărui pericol, dar oricum vestea ne-a luat pe toți cu mare, mare tristețe. Un fotbalist care a scris istorie la Steaua, 10 ani a activat, are 5 titluri de campion, are Super Cupa Europei, Cupa Campionilor, un băiat extraordinar, un om educat, îl vedeam la alte emisiuni de sport tot timpul, iar vestea m-a luat așa, că chiar ieri, dacă nu mă înșel, a fost la o emisiune de sport, nu arăta a fi un om care să aibă probleme. Joi am înțeles că a fost ultima apariție TV, practic, comenta... Da, deci nu ieri, joi, exact. Da. Exact, la un post de sport, da. Și chiar îmi place, era un băiat echilibrat, este un băiat echilibrat, un băiat de bun simț. Mă bucur din suflet cu vestea pe care am auzit-o la dumneavoastră în direct, că se află în afara oricărui pericol. Un fotbalist celebru a scris o pagină de aur în istoria Stelei, Dumnezeu să-l țină aproape, da, sănătate multă și sunt convins a trecut deja momentul critic. Gabi, multă, multă sănătate. Da, e bine că a reacționat foarte rapid după primele simptome. Practic, înțelegem că s-a prezentat la o clinică particulară și ulterior acestui consult a și fost internat pentru aceste intervenții chirurgicale. Vorbim cel mai probabil din informațiile pe care le avem până acum, domnule Pelican, de câteva stenturi montate, 3 la număr. Probabil că a fost o situație, așa cum spune și dumneavoastră, critică, unde a fost nevoie de 3 stenturi pentru astfel de intervenție. A intervenit la timp, a fost intervenție promptă, orice întârziere contează în problemele cardiace, mă bucur pentru el, îi pumnic ca și milioanele admiratori pe care i-a avut ca fotbalist și ca om și Dumnezeu să-l țină aproape, să treacă cu bine și cred, sunt convins că acest moment critic a trecut, ceea ce mă face și pe mine mai liniștit și să-i doresc din suflet multă, multă sănătate, Gabi, tot înainte, capul sus, ne mai pocnește viața și cu astfel de momente. Da, vedeți ce înseamnă totuși background-ul acesta sportiv, pentru că în viața de sportiv problemele cardiace pot apărea, mai ales pe fondul stresului fizic accentuat, nu? Și a recunoscut foarte repede simptomele, care ar fi fost, nu, dificultăți de respirație, dureri în partea de sus a spatelui, amețeale, vertij, probabil că l-a recunoscut foarte repede și a dat seama prin ce trece și a reacționat imediat. Și s-a dus repede la
la medic, pentru că, așa cum bine spuneți, doamna Andreea, ca sportiv înveți multe, auzi de multe cazuri, ai minime cunoștințe în domeniu și clar că primul lucru pe care trebuie să-l facă orice om, nu numai un sportiv, urgent la medic. Infarctul este boala care nu iartă, dar dacă se intervine la timp, sunt deja progrese foarte mari și nu mai sunt probleme, dar cu o condiție să se intervină la timp și cu aparatură de specialitate. Au fost cazuri și mai grele, când mi s-a făcut și respirație, cam jumătate de oră și totuși în final a fost bine. Așa că la Gabi, un om puternic, intervenția promptă a medicilor a dus la punerea lui în afara oricărui pericol. E foarte important. Dar domnule Pelican, el de-a lungul timpului s-ar mai fi plâns de astfel de afecțiuni cardiace? L-ați mai auzit? A mai pomenit vreodată? Pentru că este o fire calmă, liniștită, nu a ieșit din decor cu ceva în mod special, așa cum mai vedem la fotbaliști. Face parte dintr-o generație destul de ancorată în realitate. E adevărat. Gabi niciodată nu a vorbit, cel puțin eu nu știu, l-am transmis în meciuri și la radio și în meciurile echipei naționale, nu am știut și nu cred că a avut probleme cardiace, nu-l văd un băutor de cafea înrăit, nu știu dacă fumează, uite, un amănunt care îmi scapă. Fumatul e un factor de risc pentru problemele cardiace, dar duce o viață cumpătată. El este un om echilibrat, dar se întâmplă, după anumiți ani, infarctul și pe stres, poate a avut probleme de stres, poate ceva l-a consumat foarte tare, poate a avut nopți nedormite, orice se poate întâmpla, dar nu știam un om cu probleme cardiace. Dar asta e bine că după aceste imagini pe care le-a postat chiar ieri pe pagina dânsului de socializare, pare să nu fi fost nicio problemă. Rămâneți alături de noi, domnule Pelican, se alătură discuție domnul Ion Crăciunescu. Bună ziua, domnule Crăciunescu! Bună ziua! Ce știți mai multe despre starea lui Gabi Balint? Ați aflat ceva? Ați reușit să vorbiți eventual chiar cu dânsul? Sau cu membrii familiei? Eu sunt la Nicu Vâlcea. De la dumneavoastră am primit informația aceasta. Nu m-aș fi gândit niciodată că el poate să aibă o astfel de afecțiune. Dar niciodată. Gabi Balint e un tip excepțional. Nu s-a plâns niciodată, domnule Crăciunescu, nu? Nu s-a plâns niciodată de probleme cardiace. Nu, dar niciodată, niciodată. Și el n-a fost omul care să forțeze prea mult lucrurile. Chiar n-a forțat niciodată. Și la noi venea la emisiuni când vrea el, își făcea un program mai relaxat, nu era disperat așa să vină. Îi plăcea ceea ce făcea, a iubit fotbalul foarte mult. Da. Nu l-am perceput niciodată nu m-am gândit că el poate să aibă o astfel de afecțiune. Din informațiile pe care le avem până în momentul acesta, domnule Crăciunescu, potrivit acestora, i s-ar fi montat 3 stenturi după intervenția aceasta chirurgicală de la Fundeni. El este tânăr. 56 de ani. Și are forță să treacă peste toate obstacolele. Așa cred. Eu cred foarte mult în el. Veți încerca să dați de membrii familiei, poate chiar de Gabi, să stați de vorbă cu dânsul, să mergeți la noi? Eu am să ajung și eu la București, luni am să ajung la București și o să merg și eu la spital să mă interesez de el, pentru că chiar este un coleg admirabil, admirabil, rar am văzut așa oameni modești și cu bun simț și a fost un fotbalist foarte mare, trebuie să nu uităm lucrul acesta și, pe urmă, și un priceput al fotbalului și un om de toată ispava, dar a fost și rămâne, pentru că, repet, el are o vârstă în care poate să treacă pe asta cu multă grijă, poate să treacă. Și eu cred că este capabil să facă aceste lucruri. Nu știu dacă sunteți în fața unui televizor, unui mic ecran. Nu. Asta spuneam ceva mai devreme, că pe pagina domniei sale de socializare pe Facebook a postat niște imagini, este pe o bijuterie pe două roți, practic, și comentariul domniei sale este ceva de genul o tură prin oraș. Păi foarte da, frumoase imaginile acestea, un tonus un foarte bun. Este un pasionat al motociclismului, asta toată lumea știe. Gabi e cu motocicleta peste tot, se ducea până acasă la Vistița, se ducea pe motocicletă, îi plăcea motocicleta, peste tot mergea cu motocicleta aproape. Adrenalina. Eu zic că are forța să treacă. Este un accident și, din păcate,
Este foarte rău că s-a întâmplat, dar are forța să treacă peste el, așa că sunt fer convins. Da. Domnule Pelican, un scurt comentariu pe final. L-am auzit pe Ion Crăținescu, pe care îl salut și eu, bunul meu prieten. Și eu te salut cu toată dragostea, Ion. Cu mult respect. Și mă bucur că ai confirmat și tu, că și eu am spus același lucru. Nu știam că are probleme cardiace, n-a avut. Tu ai confirmat, tu te vezi foarte des cu el în emisiunile de specialitate. Și am rămas și eu trăsnit când am aflat vestea, ca și tine, tot de la postul de televiziune, dar eu zic că momentul critic, ca biolog vorbesc acum, a trecut. Faptul că i s-au montat 3 senduri, asta este un lucru bun, este în afara oricărui pericol, Dumnezeu să-l țină aproape de el și să-i dea multă sănătate. Capul sus, Gabi, multă, multă sănătate! Capul sus și fii tare, Gabi, pentru că ai dovedit în atât, același rânduri, în multe rânduri că ai sânge rece să scrii goluri, trebuie să depășești și asta, nu se poate. Și noi, toată echipa Antenei 3, ținem pumnii lui Gabi Balint și urăm sănătate. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția la Antena 3. Mergem acum în jurnal cu alte informații. Este